Buna ajută să de greață și Bună dimineața! Bine v-am regăsit în anul 2022 Încă nu i-am pus un nume pentru că așteptăm să vină înapoi, revină în politică doamna Dăncilă, care a reușit să dea un nume unui an. Au trecut doi ani de atunci și iată că în 2022 începem anul în condiții deosebite. În condițiile în care elevii au avut cea mai scurtă vacanță și se duc la treabă de pe data de 3 ianuarie. Pentru că ne-am propus în anul acesta să facem și câte un pic, câte un pic de istorie, un pic de istorie așa la începutul emisiunii, haideți să facem o selecție subiectivă. A ce s-a întâmplat pe 3 ianuarie. Nu plecați că urmează o sorcovă pentru un ministru din Neamț special pentru el. Deci, ce s-a întâmplat pe 3 ianuarie? În această lume. O selecție, v-am spus, absolut subiectivă. Pentru că din când în când e bine să mai fim și subiectivi și să ne ducem înapoi spre istorie, chiar dacă onor domn ministru Câmpeanu a scos istoria din, dintre materiile care, pentru care se dea olimpiadă. Deci, un lucru care a fost extrem de important pentru istoria Europei, în special, că în rest nu prea conta, în 1521, un papă, pe numele său, Papa Leon al X-lea, îl excomunică pe Martin Luther, nu Martin Luther King american, ci pe Martin Luther, care Martin Luther a fost, ca să spunem așa, cel care, de la care a pornit cu adevărat reforma bisericii universale bisericii catolice, domnul Luther, sau tovarășul Luther, sau cum vrem să-i spunem, fratele Luther, s-a supărat foarte tare și a zis că nu e normal ca păcătoșii să-și cumpere iertarea cu indulgențe. Dacă nu știți ce sunt indulgențele, vă spun eu, biserica vindea niște indulgențe, niște chestii acolo, așa, ca să-ți poți ierta păcatele. Deci nu conta ce păcate ai făcut, te duceai la biserică, cumpărai în funcție de gravitatea păcatului indulgențele și erai iertat. Domnul Luther a spus că nu e normal așa și de aici o întreagă tevatură care se simte și în zilele noastre pentru că a apărut curentul protestant care a bulversat ordinea firească a bisericii universal catolice, cum spun ei. Să spunem însă că Papa Leon al X-lea era fiul lui Lorenzo de Medici, care a fost conducătorul Republicii Florentine. Bun. În 1749, țineți minte, apare cel mai vechi ziar din lume. În 2022 încep să dispară. Berlinska Tidenste apare la Copenhaga. Și acum țineți-vă bine că nu vă mai țin mult cu evenimentele. În 1870, deci în 1870, România încă nu era țară independentă, se era construit, începea construcția unuia din cele mai vechi poduri suspendate din lume pe cabluri de sârmă de oțel, cum se face acum la noi la Brăila. Este podul Brooklyn dintre Manhattan și Brooklyn în New York City. Avea are 1825 de metri lungime și a fost deschis în anul în anul 2003, dacă nu, în 1903, dacă nu mă înșel. Bun, alte date, că tot eram la excomunicări în 1962, un alt papă îl excomunică pe Fidel Castro, văzut ca un fel de dracu pe pământ. Dacă, dacă, în cazul lui Martin Luther King, care era și preot, lucrurile se, se legau, aici cu Fidel Castro deja vorbim despre politică. În fine, în 3 ianuarie 1948, regele Mihai, împreună cu regina mamă Maria, Elena, pardon, sunt silit să părăsească România, lând cu ei câteva bunuri, câteva vagoane personale, câteva bunuri personale, mă rog. Așa. El va primi uh, dreptul de a se întoarce în țară abia în 1992 după regim, căderea regimului comunist. Și pentru că trăim într-o lume a scenariilor, să spunem că în 2013 se năștea regizorul Sergiu Nicolaescu care are legătură și cu regele Mihai, făcând și niște filme apropo de 23 august, în viziunea domniei sale. Bun, v-am spus că ne oprim aici cu selecția subiectivă și mergem un pic mai departe să sorcovim un ministru. Un ministru dus cu sorcova, după părerea noastră, prenumele său. A zicit, haideți să vedem. Nu este Popescu de la energie, este, îl avem pe ecran, domnul Câmpeanu de la învățământ, care, domnul Câmpeanu, i-a luat astăzi pe elevi din pelinci și i-a dus la școală. I-a luat pe părinți dintre sarmale să se ducă dimineața să aglomereze șoselele orașelor ca să-și ducă copiii la școală. Un profesor din... Un domn, hai să spunem așa, din Sighișoara, oraș deosebit, i-a făcut o sorcovă domnului Sorinel, sorcovă pe care vă citim acum. Sorcova Vesela. Mâine începe școala, căbădița, adică era ieri, știți. Căbădița Sorinel, agățat de scăunel, ne-a făcut un, ca un mare gospodar, ne-a făcut un mare dar și ne aduce la program să trăim, să îmbătrânim, pensia să nu mai găsim. Cine mai e ca noi la început de 22, când piftia zace în casă, când vinuțul e pe masă, să plecăm cu noaptea în cap, să mergem teal tealap, tealap, pe câmpianul să-l urăm, sanale să să-i cântăm. Și acum urmează cea mai frumoasă parte. Cea mai parte. Câte ore pe trei se țin, adică astăzi, atâtea oale cu vin pentru domn ministru. Câți elevi cu chef la școală, atâta viață personală. Câtă materie predată, atâta pizza comandată. Cât învățământ modern, atâtea zile în guvern, domn ministru, să trăiți. Și continuăm. Ești ca vinul otonel, ne amețești fără să bem, să fii gazdă sănătoasă și să pleci curând acasă. Este o urare la care subscriem întru totul și urăm domnului ministru Câmpeanu, altfel un ministru cu o agendă foarte bine întocmită de alții, să se ducă teleleu acasă, care a reușit să facă lucrurile Atât de aiurea încât nu mai vorbim despre o Românie educată. Apropo de România educată, s-a găsit în arhiva personală a domnului Sergiu Nicolaescu proiectul unui film care astăzi ar înspăimânta. El se chema Atunci i-am condamnat pe toți la carte. Lucru acesta probabil n-a fost acceptat nici de măcar de cenzura comunistă, proiectul acesta n-a fost acceptat nici măcar de cenzura comunistă, așa că Sergiu Nicolaescu a rămas cu condamnarea la moarte. În fine, în fine, în fine, nu aș vrea să, să vă țin foarte mult astăzi, ne propunem să facem emisiuni cât se poate de scurte și de dinamice, să ajungem și la Piatra Neamț, la trecerea dintre ani, pentru că am avut un revelion altfel, așa ni s-a spus, un revelion în care s-au cheltuit mai puțin bani, adică undeva la vreo 17-18.000 de euro oficial, neoficial, nu știm, Uh, un revelion la care a participat foarte multă lume, unde am avut și uh, artificii și lasere. Uh, pentru că un an întreg ne-am tot distrat cu ce înseamnă uh, administrarea orașului, astăzi să fim băieți salon și să citim ce a zis domnul Carabela despre domnul Carabela primar orașului. Despre uh, noaptea de Revelion. Spune domnia sa, am avut parte de o petrecere de Revelion reușită aseară. A fost o energie foarte bună, cum doar pietrenii pot transmite. Bine, pietrenii mai transmit și energie electrică, nemțenii mai transmit și energie electrică, dar nu prea beneficiază de ea, dar mă rog. Vă mulțumesc tuturor celor care ați ales să petrecem noaptea dintre ani împreună, dar și celor care au muncit pentru ca totul să fie perfect și înainte și în timpul spectacolului, dar și după. Mi-aș dori să-mi spuneți în comentarii părerea voastră despre evenimentul de ieri, din toate punctele de vedere. De asemenea, dacă ați făcut poze sau ați filmat, vă rog să-mi le, să le trimiteți pentru a face un album cu cele mai frumoase dintre ele, a spus domnul primar. Și dacă domnul primar a avut cerința aceasta la comentarii, comentariile au apărut minchenaș. Ca să vorbim ca la Sighișara, și au apărut, cum să vă spun eu, de la tineri, frumoși și curați. Domnul Andrei Șaguna, vă mulțumim, hashtag frumos de invitație. Felicitări pentru această hashtag noapte, hashtag magică și pentru, pentru organizarea exemplară. Sunteți un oraș, hashtag cool. Ne-am distrat ca în vremurile bune. Ne vedem data viitoare. Deci, Adrian Șaguna este cel care a mixat, cred. Da? Domnul Carabelea îi răspunde și îi spune că a fost un show pe cinste și o atmosferă extraordinară. Energia voastră a dat ton în începutului de an. Iar comentariile pozitive de demonstrează că vă mai vrem la piatra Neamț. Și de aici încolo, multe, 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 multe comentarii care ar trebui citite pe toate, pentru că noi așa, am avut un Revelion alt fel. Era să-l avem în cizme, dar noroc că mesagerul de să-s a scris înainte de, în, în seara, din, în ziua dinaintea serii Revelionului, că e cam multă zăpadă topită și murdară pe platoul de la Curtea Domnească, dar ca pe vremuri, ne-am mobilizat pe ultima sută de metri și am luat zăpada, am cărat-o, important e să aflăm unde am și dus-o, că dacă era cu sare, nu poți să o depui oriunde asta ca să fim cărcotași. Dar mergem mai departe, bine că mobilizare a existat și la Piatra Neamț, pe datele unor colegi de presă au fost peste 8.000 de persoane în centru pe date din zona primăriei ar fi fost peste 10.000. Important este că lumea s-a adunat pentru că s-a săturat să stea în casă. Cred că și dacă era nici nu știu cine. Acolo în centru și aprindea o lumânare, s-a adunat lumea pentru că sunt sătui de stat în casă. Da, asta e. Aș fi vrut să vă citesc și niște mesaje de la alte persoane, dar am zis că ajunge astăzi. Nu vă țin prea mult la emisiune, pentru că nu e așa. Nu vrem să considerați că suntem și noi duși cu sorcova precum ministru uh, Câmpeanu, dar. Uh, nu pot să nu vă spun că am rămas plăcut impresionat de reacțiile oamenilor după un material pus ieri pe mesagerul de neamț, materialul cu titlu Podul de piatră s-a înălțat unde-i pietrișul care l-a săltat. Este vorba despre podul de la Tupilați. Fotografiile pe care le-am pus au primit mii de comentarii pe diferite pe diferite pagini de Facebook, mă rog, grupuri, pagini, etc., semn că lumea este interesată la început de an despre fapte, nu despre vorbe, pentru că este o faptă ca un pod să stea cu picioarele atârnate în aer, bineînțeles și cu beton turnat corespunzător acolo. Ne oprim aici, vă doresc un an bun, fericire, sănătate, bucurii să se adune și, dacă se poate, să ne uităm câteodată cu invidie la belgieni care aproape, nu știu cât, vreo 2 ani de zile au trăit fără guvern și s-au descurcat pentru că autoritățile locale și autoritățile în general își făceau treaba. Noi avem un guvern de coaliție, uh, jumătate galben, jumătate roșu, sau mai mult roșu decât galben, și cu un pic de, nici nu știu, verde, parcă sunt ăștia de la UDMR. Deci avem uh, ciuma, cum era, ciuma roșie, lepra galbenă și pansamentul verde de la UDMR, care uh, acoperă toate găurile de comunicare dintre roșu și galben. Să fiți iubiți și să ne vedem cu bine mâine dimineață la cafea. Cele bune!